Escaladările Rusiei în Siria ar putea genera un conflict direct cu Statele Unite ale Americii. O bază cu soldați americani a fost atacată de trupele ruse. Forțele rusești au desfășurat o serie de operațiuni împotriva coaliției conduse de Statele Unite ale Americii în Siria în această lună, inclusiv una în această săptămână la o bază situată strategic în partea de sud a țării, au declarat oficial militari americani potrivit The Wall Street Journal. Aceste acțiuni venite din partea trupelor Kremlinului i-au alarmat pe oficialii militari americani, care sunt îngrijorați de faptul că o eroare de calcul ar putea escalada într-un conflict neintenționat între forțele americane și cele rusești din Siria. Tensiunile dintre cele două țări sunt deja ridicate în urma invaziei Rusiei în Ucraina în februarie și a eforturilor americane de a înarma armata ucraineană pentru a învinge forțele rusești de acolo. Concret, armata rusă a lansat atacuri aeriene asupra garnizoanei al -Tanf, în apropiere de granița Siriei cu Iordania, în sud-estul Siriei, unde trupele americane desfășoară o misiune de instruire și consiliere a luptătorilor locali. Rusia a declarat Statelor Unite că a lansat raiduri aeriene ca răspuns la un atac așteptat al forțelor guvernamentale siriene, care ar fi putut răni și distruge vehiculul. La scurt timp după aceea, avioane de luptă rusești, inclusiv 235 și 124, su au survolat al TAMF înainte de a lovi postul de luptă din garnizoană. Un raport anterior al atacului le-a spus oficialilor americani că armata rusă nu a atacat în mod direct trupele americane, ci urmărea o misiune americană în Siria. Militarii americani nu se aflau în apropierea bazei în timpul atacurilor și nu s-au înregistrat victime, dar operațiunea a marcat ceea ce un oficial militar american a descris în această lună drept o creștere semnificativă a provocărilor.